Clasa Cal Conștient, Călăreț Conștient, pentru mine este această posibilitate de a oferi oamenilor un mod diferit de a interacționa cu cai. Caii sunt foarte autentici în felul lor de a fi și deseori, noi ca și oameni, noi uităm cum să fim asta și încercăm să facem ceva cu caii noștri și caii noștri nici măcar nu știm ce cerem de la ei. De multe ori nici noi nu știm ce le cerem atunci când le cerem ceva. Suntem foarte neclari în cererea noastră. Așadar, calul este ca și cum nu știu ce vrei de la mine, ce vrei de la mine. Și de multe ori asta poate să creeze dificultăți și probleme între om și calul lui, pentru că ceea ce apare este o întrerupere a comunicării. În această clasă, noi construim ideea de a dezvolta o comunicare mai bună și de a avea această senzație că, da, pot să fac asta cu calul meu. Și nu este despre a domina calul, nu este despre a forța calul, nu este despre a controla calul. Te rog, adică pe bune vei controla un cal, un animal care cântărește cu nu știu cât mai mult decât tine? Nu vei controla acest animal, dar poți să respecti animalul și poți să ceri respect de la animal. Și această clasă îți va da această percepție despre cum să faci asta fără a fi încerca să domini, fără a folosi forța, fără a folosi controlul. Și asta, de fapt, construiește leadership-ul. Și în clasa asta noi vă arătăm foarte multe despre leadership. Și nu noi vă arătăm asta, ci caii vă arată asta.